Zilele acestea, autobuzul electric se află la Bistrița, unde localnicii au ocazia să se plimbe cu acesta gratuit timp de 3 zile. În același timp, Bistrița are un proiect de creare a unei linii verzi de transport în comun ecologică. Dintre firmele cehe care produce autobuze electrice, dorește să-și facă o promovare și a venit cu acest autobuz, l-a dat în folosință 3 zile la Bistrița, va merge și la Baia Mare și în alte localități. Este un exemplu a ceea ce înseamnă transportul confortabil. Autobuzul se încarcă de la rețeaua electrică în 7-8 ore și poate funcționa o jumătate de zi fără probleme, scrie bistrițeanul.ro. În aceste zile, cât se va afla la Bistrița, cei interesați se pot plimba gratuit cu autobuzul electric, acesta putând fi recunoscut cu ușurință.